Bună dimineața! Noi ne-am trezit de dimineață și am venit să luăm dejunul. Dacă și-o băt, au venit. Bună dimineața, o băt! Cum îți simți? Am luat așa de toate câte o lucuțică să mâncăm bine, după care mergem în oraș. Mergem în oraș și stăm până de seară, așa că o să fie interesant. Poftă bună nouă! Pregătiți-vă cât în ce ieșor și vizionare plăcută vă am plecat. Am luat-o spre oraș, avem șatea de aici, de la hotel. Da, uitați-vă cum stăm. Ca în Turcia. Și uitați-vă, ne-am ajuns noi, băieți, gata. Pieț, parcă suntem în India. Adică în India noi n-am fost, dar în general, parcă ar fi interesant. Acum o încețioară luăm spre plajă. Iată azi ce șleapi am luat. Apa este foarte caldă. Caldă, așa-i? Așa de caldă, zic bine. Pe ca să ieși în zonga aici, în călăiește așa, cu verde. Vor 100 de bat pe scaun. 200 de bat, ăsta e 6 lire. 6 euro. Cam așa ceva. Primești 100 de bat. 100 de bat, asta sunt 3 euro, așa-i? 3 euro 100 de bat. Totuși ne-am așezat gratis noi. Ne-am întins ștergarele jos pe nisip și stăm la plajă. Ne odihnim de dimineață, mai încolo o studiază și să mâncăm. De asta nu am luat șezlong, pentru că dacă e șezlong, după care pleci de acolo, după care iar vii, trebuie să iar. Și să achezi mai mulți bani, nu se merită. Așa că ne odihnim. Urguțul a decis să duc scaldi, eu stau la umbră. E foarte busy plaja asta. Aici puțin te deranjează chestia că mulți vin și îți propun diferite produse, că să le cumperi de la dânș. Alte dulciuri, fructe, ochelari și asta te deranjează, dar în rest e ok. Noi și ai mei bună plajă, vedem, poate o să ne ducem pe altă plajă, dar astăzi e asta. Apa e foarte caldă, foarte caldă, chiar mi-a plăcut. Ce drept că vine în adânc, dar vine așa în lent, adică trebuie să mergi mult ca să te duci mai la adânc. Acum o să ne ducem să mâncăm ceva, să vedem ce este aici în oraș, ce este de mâncare. Și Olguț, cum acolo, cum apă? Ude. Eu știam că îi zici ude. E tare cald, ca tare. E? Da. Și am impresia, mergi 50 de metri încolo și oricum încă e așa până la brâu, știi? Este și iar să trebuie să știu. Da. Cocaine, nu are nici așa. Să vin de tot ce vrei aici. Iau. Am luat o pereche de shorts, am dat pe dânsul 300. Mai scurt, numai decât când veniți la piețele astea din Thailand, numai decât să vă târguiți. Adică pentru că îi pun prețul, după care tu trebuie să te târguiești cu dânsul, înțelegi? Tu nu trebuie să leși. Numai decât să te târguiești. Droga. Înțelegi? Așa că târguiți-vă. Ne-a oprit la o cafenea, avem ventilator aici sus, am dat comandă de niște cocktail și niște snack-uri, azi mâncăm puțin și după asta mergem mai departe, să explorăm acest oraș foarte busy. Noi suntem în orașul Patong, plajă. Plaja e așa, e ok, te deranjează mult să încearcă să-ți vândă ceva bine așa, dar orașul e foarte busy și
Dacă nu-ți place haosul, nu venim pe Patong. Și după ce mâncăm, mai plimbăm puțin prin oraș. După asta o să ne ieșim la hotel, să stăm în bazin la hotel să ne odihnim. Îți place Thailand, Olguț? Azi e prima zi așa cu impresie, știi? E tare în vizie. Plaja e ok, dar să aleg între asta la plaja asta și asta la bazin, la hotel, asta la hotel. Vedem... Aici nu poți să ținești lucrurile la mare și te duci și scalzi și asta mă deranjează. De exemplu, aș vrea să ne scaldăm împreună. Dar nu putem face asta. Trebuie să ne scaldăm pe rând. Olguța îți duci scaldă, eu stau cu geanta, da? Cu lucrurile pe plajă. După care Olguța vine, ei mă duc eu să mă scald. Ca să știți și să comandați între pina colada și smoothie de banană. Să alegeți smoothie de banană din cauza că smoothie de banană e de pe loc făcut și e foarte gustos. Pina colada e gustoasă, dar așa nu prea. Mai gustos e smoothie din banană. Ia că a venit și mâncarea noastră. Niște chicken curry și spring rolls. Chicken curry 180 de bați și spring roll 120 de bați. Bem suc de 80 de bați, suc de mango, proaspăt. Foarte, foarte gustos. Suntem aici mai în centru, să nu avem mall acolo, restaurant și mall aici. Ca să mănânci în restaurant e foarte scump, de exemplu, chiar e, așa, e 30 de euro aici în Thailand. Cineva spune că e foarte ieftin, dar nu e foarte ieftin. E scumpșor. Dacă se mănânci, era acolo shawarma, da, e 100 de bați, asta e 3 euro. Păi băieți, mai scurt aici e haos. Cui place haosul, veniți în Thailand. Jeli. Filea, domnul tu. Ăsta trag de mâini și mai ceva ca în piața centrală. Încearcă să-ți vândă ceva. Da. Am revenit la hotel. Aici se simt chiar în vacanță mai mult decât acolo în oraș. Acolo în oraș e haos. Aici poți să te odihnești, să nu-ți în bazin. Stai sub umbrele gratis, pentru că acolo costă 200 de bați. E va vreo 7 euro. Stai de fiecare dată 7 euro, nu e interesant. Acum ne odihnim. Ne odihnim bineșor, ne bronzăm. Bronzăm piciorușile. Și mai încolo să ne ducem să mâncăm ceva. Ne-a dus niște fructe care erau și ieri când am venit. Înseamnă că toată ziua o să ne dai așa fructe nouă. Ce drăguț din partea lor. Acum o să le punem în frigider, pentru că noi plecăm. Mergem iarăși în oraș. Ne-am odihnit aici la bazin. Ne-am bronzat. Eu aș zic că m-am ars puțin. Acum închidem ușa. Poc. Interesant să dau aceste umbrele la o parte. Umbrele, am zis? aceste perdele, foarte interesant să te-o luăm. Așa, da, draperii, da. Și aici tot este așa un stick cu care tragi și dai înapoi. De dragoste. Acum mergem în oraș. Iarăși ne-am făcut programare, pentru că îți faci programare de aici, de la hotel. Și ei te duc gratis în oraș. Și te aduc gratis în oraș. Pentru că până la plajă trebuie să mergem vreo 30 de minute pe jos. Oamenii așteaptă și noi cu așa așteptăm. Dacă cu asta ne ducem. Am ajuns în mall. Cât e?
100 euro. 37-55 euro, dar afară a văzut, sunt cu 37-60 ceva. Am ieșit de mall, primește, dar parcă suntem în mall. Mergem să mâncăm ceva, dar trebuie să căutăm ce. Ha, este chestii, da. Vedem, găsim noi ceva de mâncare, ceva de-a lor. Am găsit și mâncare. Apoi și azi ne-am trecut și era închis. Știi? Am găsit mâncare aici. Food Street. Și creveți, yo, what do you want to try? What's the price? You like spicy or not spicy? If you want to try not spicy, fried lobster with garlic, not spicy, just good. 100 grams, 150 baht. I give in to you 100 grams, 100 baht. Okay. Wow. Ia ca piața asta e acolo unde trebuie noi să venim. Ei proaspăt, ei ți-l gătesc și ți-l dau pe masă, că mănânci aici. What do you want to do? Some surprise go up. Go right, go for here. Look, look, look. Are you ready? Touch your brain, look at chat slowly, man. Slowly go for here, boss. What you want slowly? Calm down, calm down. Look on the fan. No, I didn't wear out. Calm down, slowly, man, slowly. Look on the fan. Some surprise here. Da, așa, așa trebuie de mâncat numai decât ceva. Eu și lobster. Așa și le creveți? Așa le creveți? Ne-am oprit aici noi și am comandat niște creveți și am mai comandat niște spring rolls-uri, niște noodle cu chicken și cu seafood. Și acum începem să mâncăm aceste delicioase creveți cu calamari. Poftă bună nouă! Avem așa desert platite cu mango proaspăt și cu Nutella deasupra. Asta costă 90 de bani. Mai scurt pe avocat. Apropo, este Burger King aici. La vacanță, băia, mergeți pe hotel. Așa e vejenii mari. Seara e cel mai interesant, ziua e așa, fructele sunt foarte, foarte gustoase la dânsul, adică dacă sunt locale de asta. Wow! Și am ajuns noi la hotel. Azi a fost o zi așa de interesantă, ca orice zi. Mersi mult că m-ați urmărit, nu uitați să dați un like, dați un comentariu, abonați-vă la canal și dacă v-a plăcut videoclipul ăsta, sigur, lăsați un like, da? Cu voi a fost Vadim Șolguța și vă spunem ciao, ciao!